Mai mulți enoriași au pornit la drumul crucii în data de 21 septembrie, când creștinii ortodoxi au sărbătorit nașterea Maicii Domnului. Pelerinajul a început dis de dimineață în fața monumentului Ștefan cel Mare din centrul orașului Nisporeni. Ajutorul bunului Dumnezeu, ne pornim cu Doamne ajută spre Sfânta Mănăstirii Vărzărești, această vatră monahală, cea mai veche din Republica Moldova. Ne ajută bunul Dumnezeu ca în acest an să ne organizăm. Avem nădejde că la anul vom fi mai organizați, mai mulți creștini. Cu cruci și icoane în mâini, credincioșii au mers pe jos până la mănăstirea din Vărzărești, care a sărbătorit hramul. Pe tot parcursul drumului, enoriașii, de la mic la mare, au rostit rugăciuni și au cântat cântece bisericești. Credincioșii spun că în timpul pelerinajului au parte de o liniște sufletească. Ei susțin că nu le este dificil de a parcurge pe jos acest traseu. Mi se pare drumul. Foarte ușor. Eu nu din dinți părere, dar în genere. Din mai măcărește. Foarte bine. Ușor am venit. Am întârziat o leagă la altă ieră, dar am merit. Că m-am venit în drumul care trebuie. Extraordinar, ușor. Foarte ușor. Bun, Dumnezeu totul e bine. Pentru Dumnezeu păcatele sunt mai grele. Preoții spun că acest eveniment creștin este un model de smerenie și credință. Este un drum al rugăciunii, un drum al crucii spre Sfânta Mănăstire Vărzărești. Este în premieră pentru întâia oară acest drum și ne dăjduim cu ajutorul bunului Dumnezeu ca rugăciunile născătoare Dumnezeu ca să fie o tradiție de fiecare an ca să mergem în acest drum al crucii. Este binevenit ca în această sărbătoare din centrul orașului Nisporeni ca să pornim cu creștini, cu preoți spre Sfânta Mănăstire, această vatră monahală deosebit de frumoasă. Drumul crucii s-a încheiat la mănăstirea din Vărzărești, unde enoriașii au asistat la o slujbă oficiată în cinstea sărbătorii nașterea Maicii Domnului. O sărbătoare pentru noi, pentru toți creștinii, foarte importantă. Dacă ar înțelege lumea să vii tu la biserică, ar fi foarte bine. Datorită Maicii noastre, a venit Iisus Hristos în lume și mântuirea a venit. Anume, mama mea e născută la această sărbătoare, care pentru noi e o fericire, a viselor noastre care ne-au dat viață și această zi noi o ținem ca un lucru sfânt. Și ne stăruim să frecventăm biserica anume în această zi care e sfântă pentru noi. Sărbătoarea de astăzi este foarte sfântă și scumpă pentru noi, mai ales că totuși că e hramul satului. O pace și o liniște sufletească la toți creștinii ortodoxi doresc. Nu numai astăzi, dar în toate zilele. O cinstim pe Maica Domnului și ne rugăm totdeauna Maicii Domnului și ne ajută în toate. Procesiunea religioasă reprezintă drumul pe care Iisus Hristos l-a parcurs cu crucea în spate, urcând dealul Golgotei, înainte de a fi răstignit.